Salutare, fraților, ce faceți? Bine ați venit la un nou vlog la mine pe canal. Astăzi vom face ceva legat de setup-ul meu de gaming, pentru că prea am făcut bike vloguri, prea am făcut videoclipuri pe la mare, pe la munte, pe la țară. Am făcut niște bike vloguri. Astăzi vom trece să facem un videoclip cu setup-ul, adică îl vom reface, vom scăpa de acest sistem 5.1, pentru că după cum am zis în vlogul trecut, am făcut review la această boxă și se aude excelent și nu mai am nevoie de aceste boxe, de acest sistem 5.1, pentru că acea boxă face totul. Vom începe prin a elimina aceste boxe, acest subwoofer. Mai am niște boxe pe aici, trebuie să le elimin. Și mai multe detalii veți vedea pe clip, așa că hai să zicem la clip, nu uitați să dați un follow pe Instagram, review-le cei și hai la treabă! Băieți, vom începe prin a elimina, de fapt prin a da jos totul de pe birou. Am început cu laptopul, cu coolerul Maria Ial. Vom da jos suportul de telefon, kendama, butoanele de YouTube. Poftiți! Și acum avem acest minunat Peugeot 407. Zbâr, dacă te uiți la acest clip, caută-mă că vreau să ți-l dau ție. Cam cringe, nu? La cinema. Bun, cam așa arată biroul aproape gol. Mai trebuie să scăpăm, sau cablurile astea sunt de aici de jos. O să trebuiască să le dăm și pe astea jos, că n-am chef să dau pe ele de pământ. Și după să eliminăm boxele. Gata, am scos subwoofer afară, acum trebuie să mai dezlipim firele astea de la boxe, pentru că le-am lipit cum trebuie aici, cable management a la Chipflix TV. Au, dar bine, că nu poți mai dezlipe scociul, ești nebun. Înțeles, mai am un scoci aici jos. Gata. Prima boxă, cred că va fi putut. Da. Da. Mi-a părăsit română, ce să mai... Gata.
Johnilor, cred că de când am pus boxele astea aici, o singură dată am șters praful. Ba nu, am șters de mai multe. Și se și observă. Ce arată camera? Dezastru. Ăsta este sistemul, două, trei boxe mici, două mari, mai am două de la el. Acesta va merge la țară pentru că am un proiect super interesant și cu el, dar nu vă dau mai multe detalii. Hai să ne continuăm treaba cu setup-ul de gaming. Gata, am terminat aici, am făcut curat, am dat un pic cu aspiratorul, acum ne punem să montăm. Sper să iasă ceva interesant. Băieți, cam așa arată. Nu știu ce părere aveți. Acolo cablul ăla o să dispară, o să fie ori îngropat într-un cablu canal, ori vedem. Acolo jos sigur o să vină un canal cablu și cam așa arată, simplist, tot ce trebuie. Avem și al doilea monitor aici pe TV. Ce să mai? Asta a fost clipul. Cam asta a fost și vlogul. Dacă v-a plăcut și mai vreți în continuare să facem clipuri cu setup-ul meu de gaming, nu uitați să dropiți butonul de like, să dați un subscribe la acest canal, un follow pe Instagram și noi vedem data viitoare. Ciao. Hey, keep cooking the dough.